și tu poți să dăruiești România. Vineri de la 21:30 la TVR Internațional, Carmen Târnoveanu te provoacă să dăruiești România. E o clipă suspendată. Prea mult. Sau poate prea puțin. Mii de momente din mii de lumi și tu, zi după zi, în zgomotul lumii, privește la cei care te schimbă. Trăiește clipa. Prezentul e un dar. Emisiunea Un Doctor pentru dumneavoastră este susținută de Hofigal, Derma Vital, Clinicile Dr. Leahu. Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Un Doctor pentru dumneavoastră. Începem astăzi o nouă serie de emisiuni, Antrenați pentru Viață, emisiuni, sperăm noi, de bun augur, atât pentru părinți, cât și pentru adolescenți, cât și pentru cadrele didactice, psihologi și toți actorii principali implicați în educația copiilor noștri. Alături de noi, în platou, pentru aceste discuții importante pentru noi toți, sunt doamnele dr. Leliana Pârvulescu, specialist în psihologie aplicată în domeniul securității naționale, psiholog, clinician și psihoterapeut, acreditată de Colegiul Psihologilor din România, trainer, sociolog, consultant pentru psychological profiler și leader și politic, expert în analize și evaluare comportamentală, și doamna dr. Violeta Radosav, medic specialist în medicină de familie, competență în planning familial și sexologie, venită tocmai de la Timișoara. Bună seara și bine ați venit în platoul nostru. Bună seara! Îmi pare bine că sunteți alături de noi și că, iată, spargem gheața unei noi serii de emisiuni care sper eu să fie extrem de interesante pentru toți cei care ne urmăresc la televizor, dar și cei care sunt live cu noi pe Facebook. Nu uitați, puteți să ne scrieți mesaje live acolo sau vă așteptăm să ne sunați la numele de telefon pe care colegii mei le afișează pe ecran. Și discutăm despre relația părinți-copii. Evident că trei femei care s-au întâlnit în platou înainte de emisiune au dezbătut așa în mare parte această temă, cum era și normal, și o să vă întreb așa mai abrupt, e atât de negru, hai să spunem, diavolul precum pare, pentru că toată lumea se teme în acest moment de această relaționare părinți-copii? Este destul de negru, sau hai să zicem gri, pentru că în condițiile în care societatea noastră este din ce în ce mai competitivă, în care părinții sunt din ce în ce mai ocupați, mai puțin prezenți, copiii au din ce în ce mai mult posibilitatea să nu fie controlați și în felul acesta să facă lucruri sau să devieze către anumite comportamente care, ca și adulți, pot să fie foarte defectuoase. Dar cel mai important, din punctul meu de vedere, este că părinții
nu reușesc, nu mai reușesc să învețe cum să vorbească cu copiilor, cum să-i gestioneze, pentru că anumite cuvinte pot să producă niște răni care să rămână până în viața de adult. Deci... N-aș vrea să, să fim într-o dezbatere care să spună copiii, adolescenții nu au parte de părinții care nu țin pasul cu ei și așa mai departe. Aș vrea cumva să încercăm, de fapt, din aceste discuții pe care le avem în platou, să rămânem câteva sfaturi bune de folosit acasă, după ce am închis televizorul, după ce am închis Facebook-ul, să știm ce avem de spus copiilor noștri, adolescenților sau, mă rog, și copiilor mai mici, pentru că, doamna doctor, îmi spuneați mai devreme că faceți educație sexuală inclusiv la gimnaziu și că mergeți cu aceste, hai să spunem, ore și seminarii pe care le faceți, inclusiv la copiii mai mici. Da, așa este. De 12 ani am încercat cumva să suplinesc lipsa acestei ore, deși ea se face la biologie, la orele de dirigenție, sunt diriginți interesați care aduc invitați și la invitația lor sau a părinților am ajuns în școli. În primii ani doar la liceu, iar apoi cererile au fost tot mai mari, inclusiv la gimnaziu, dar nu o educație sexuală. Eu zic că mai mult o educație pentru viață sau pregătiți pentru viață. Spuneați la început dacă diavolul este atât de negru. Știți cum e? Mergi la doctor când ești bolnav. Consulți un medic pentru că ai o problemă. Te doare ceva și medicul îți spune un diagnostic. Dacă eu nu spun că mă doare ceva, de unde să știe medicul ce diagnostic să-mi pună? Dacă copilul acela nu are curaj să spună părinților acasă ce problemă are el, cum poate un părinte să știe, în primul rând, să-l ajute, în al doilea rând, sau dacă nu crede că este capabil să-l ajute singur, să ceară ajutor unor specialiști să-l ajute pe copilul lor. S-a mers pe ideea în care eu, ca părinte, nu pot să fac lucrul acesta acasă, haide tu ca specialist să încerci să faci la clasă, de față cu ceilalți colegi, poate așa, spunând tuturor, se prinde informația și pentru al meu. Și o să vă întrerup pentru că vreau să profit că sunt așa toate taberele prezente cumva în platou. E bine ca la clasă să vină, cum să spun, o terță persoană care n-are legătură cu mediul familial și să discute sau măcar să înceapă astfel de discuție cu tinerii? Absolut. Este bine pentru că tinerii, în special în perioada de adolescență, când suferă niște transformări vizibile atât hormonale cât și psihice pentru că ei își caută identitatea, nu sunt atât de deschis să vorbească cu părinții sau să vorbească cu familia. Și atunci o terță persoană care este neutră și în care ei pot să investească încredere este binevenită pentru astfel de discuții. Bun. Și acum sigur că suntem ocupați, ne găsim tot felul de motive, poate de multe ori ne și jenăm să deschidem astfel de subiecte cu copiii noștri. Dar, întrebare, cine e mai bine să inițieze această discuție, cum să spun, din capul locului? Îți înfrângi tu toate, citești, te organizezi și începi tu ca părinte aceste discuții sau experiența claselor spune că totuși cineva din afară este un mai bun ambasador? Este foarte delicat subiectul, pentru că nu poți să intri cu bocancii în sufletul unui copil. Ai 30 de copii, maxim, minim, într-o școală de stat, într-un liceu de stat, 25. Și fiecare este la un anumit nivel de maturitate. Sunt unii care în clasa noua au un comportament de grădiniță. Dacă tu vii și le spui explicit niște, le prezint explicit niște informații, sunt de-a dreptul șocați, roșesc la față, ceea ce este semn de rușine, semn că ai deschis un subiect nepotrivit și pur și simplu nu interesează. Poți să te aștepți să-ți iasă și din clasă. Nu ies din clasă, dar nu sunt atenți. Nu ai senzația că nu sunt prezenți, pentru că nu vor. Ei, da, nu vor. Nu vor să asculte, nu sunt interesați de acest aspect. Și din inițiativa mea am încercat la începutul orei, deși am fost chemată și invitată doar pentru pe acest subiect, să discut despre viața intimă, am încercat să aflu ce vor ei. Iar din bilețelele pe care mi le-au dat, pot să zic că într-o clasă de 30, liceu, 3 erau explicit despre viața intimă, prevenție, boli cu transmitere sexuală, restul
țin de psiholog, țin de relația cu părinții. Ce spune acest, cum să spun, până la urmă e o statistică pe care o faci așa, ad hoc, exact. Din 30 de bilete, îți dai seama că doar 3 întreabă de sex, restul au cu tot și tot alte probleme. Ce spune asta despre această generație și despre probleme pe care le au cu adevărat? Spune că, într-adevăr, este o generație care nu se deschide ușor și nici nu discută cu părinții. Probabil că părinții ar trebui să-și încalce sau să se informeze și să facă tot posibilul să stea de vorbă cu copiii lor. Pentru că tot ceea ce se întâmplă, faptul că ei se închid la un moment dat, că deviază către anumite comportamente, este din cauza faptului că nu se simt înțeleși. Sigur că, aprobați, în teorie, toți trebuie să stăm de vorbă cu copiii noștri, să le explicăm, da, ce te faci când sunt foarte mulți adolescenți care spun, lasă-mă mama în pace, lasă-mă tata în pace, nu vorbesc cu voi așa ceva, sau amă mama că tu nu știi ce vorbești, sau ești oricum mult prea retrogradă ca să îmi ții mie lecții. Cum diluiești cu asemenea situație? Majoritatea spun asta și fac asta, adolescenții. Și este foarte important să, ca părintele să meargă către adolescent și să se coboare la nivelul lui sau să se ridice la nivelul lui, pentru că uneori adolescenții știu foarte multe lucruri, au foarte multe informații și este foarte important să aibă un comportament la fel ca el. Foarte important lucrul acesta, pentru că altfel îl poate pierde. Facem un scenariu de joc? Facem. Deci adolescentul rebel care nu dorește să stea de vorbă cu mama sau cu tatăl din casă. Uh-huh. Cum faci? Practic, cum faci să-l așezi la masă, la cină și să începi să vorbești cu el? Vorbesc pe SMS, pe WhatsApp, prin mijloacele lui de comunicare, cu limbajul lui, învăț limbajul lui și în felul ăsta reușesc să-l aduc cât de cât aproape. E o soluție? Este, veneau în minte mai multe exemple, printre care, cred că este destul de hazliu, o asistentă, chiar asistenta mea, spunea, mi-e teamă de acel moment când fiica mea nu va pune întrebări, pentru că era pregătită din punctul acesta de vedere, cu toate informațiile. Dar eu am convenit cu ea să-mi spună că a venit momentul să se spele pe dinți, indiferent la ce oră din zi și din noapte se va întâmpla acest lucru firesc în viața unui om. Depinde la ce vârstă, depinde cât sunt de maturi copiii, tineri, adolescenții. Și a venit și acel moment, a sunat-o pe la ora 14, mama, m-am spălat pe dinți. Șoc sincer, și groază. Da, mi-a stat inima în loc, îmi spunea. Așa. Îmi spunea, dar am respirat, bine, o să vin acasă și discutăm. Copilul trebuie să simtă că are ușa deschisă, că nu este exact condamnat. Eu vă spun din experiența pe care o am, pentru că inițial nu am participat la ședințe cu părinții. Ulterior am fost invitată la ședințe cu părinții de diriginți ca să discutăm problemele pe care le-am întâmpinat împreună cu dirigintele la clasă. Pentru că, la urma urmei, problema se rezolvă acasă, sigur, împreună cu părinții. Copilul mărturisește ce a făcut în clasă și părinții au o decizie. În principiu, decizia este te omor, te pedepsesc, te. Dar hai să ascultăm ce ar de spus copilul. Pentru că copilul acela a tras atenția. Prin ceea ce a făcut, a atras atenția, pentru că acasă nu mai e băgat în seamă, pentru că nimeni nu-l mai ascultă. Cred că e o concluzie foarte importantă pe care trebuie să o subliniem și trebuie să le repetăm celor de acasă. Da? În momentul în care sunt situații dintre astea neplăcute care poate se întâmplă la școală sau în alte medii, e un semnal de alarmă că acel copil vrea să fie în centrul atenției. Este, da. Odată nu e de condamnat. Dacă e o asemenea decizie și nu o spune părinților, părinții află ulterior, fără ca să fie înștiințați de copil. Dar dacă ar fi, nu știu, o relație perfectă, o relație ideală între copil și părinte, eu nu cred că n-ar îndrăzni să vină să spună. Adică tu știi că eu sunt mama ta, tu știi că eu sunt tatăl tău, eu sunt aici pentru tine, nu pentru alți copii, nu pentru colegul tău de bancă, nu pentru vecinul tău, eu sunt pentru tine. Orice ai pe suflet, tu vii să-mi spui mie. Nu vreau să aflu de la terțe persoane. Orice ar fi, indiferent cât este de grav, eu sunt aici pentru tine. Bun, dar v-aș întreba, sigur, iubire, deschidere, timp, că e foarte important. Dar dacă, să zicem că o perioadă n-ai fost atent, sau mă rog, n-ai avut resurse să te întorci către copilul tău, dar îți dai seama la un moment dat că lucrurile alunecă pe o pantă nepotrivită. Mai putem recupera? Ne mai putem întoarce către copilul ăla? Ne mai putem reîntoarce în punctul zero? Sigur, cel mai important lucru pe care îl consider eu din punct de vedere al relaționării dintre părinți și copii este ca părintele să reușească să-și facă copilul să nu-l mintă
Și face lucrul ăsta nepedepsindu-l, exact cum spunea și colega de platou. Vii și îmi spui orice pentru că eu sunt primul care te ajută. În momentul în care s-a pierdut relația sau a avut loc o sincopă sau, știu eu, din vari motive s-a întâmplat ceva, evident că se poate reveni la această relație cu mai multă muncă, într-adevăr, dar se poate. Bun, și dacă ar fi așa să dați, din, în urma experiențelor pe care le-ați avut la cabinet și a interacțiunilor cu copiii, și vreau să povestiți despre ultima vizită pe care ați făcut-o la o școală din Ferentar, că e extrem de interesantă experiența dumneavoastră, care sunt trei sfaturi ca să lucrăm în rețete, că așa se lucrează okay. În ultima vreme, pe care le-ați dat părinților? În primul rând să își facă copilul prieten, în ghilimelele de rigoare. Ce înseamnă să-l faci prieten? Să ieși cu el în weekend? Să ieși faci cu teme? El, să petreci un timp cu el, să îi acorzi încredere, adică fără atâtea controale, fără a cere perfecțiunea de la copil. În al doilea rând, extrem de important să nu-l compari cu alți copii. Tu, dar de ce colegul tău sau prietenul tău sau face vecinul... El cum a putut să ia 10 și tu ai luat 9, ești mai tâmpit, mai prost. Și în al treilea rând, să nu le etichetezi, pentru că este cel mai destructiv lucru pentru un copil, ca și adult, în momentul în care un părinte îi spune ești prost, ești tâmpit, nu ești în stare de nimic, nu faci nimic, așa va avea copilul. Dacă îi spune ești frumos, ești deștept, va avea un copil frumos și deștept. Sigur, bun, nici să exagerăm, nu? Da, nu poate să... Ești frumos și deștept când poate... Da, exact așa. Nu poate să-i spune ești cel mai frumos și cel mai deștept, că nu este. Este o minciună, că poate sunt alții mai frumos și mai deștept. Dar ești frumos și ești deștept pentru mine, spunându-i de la o vârstă mai fragedă, așa o să-l aibă. Dacă îi spune că ești prost și nu ești în stare de nimic, așa va fi. Bun, deci fără etichetări, fără comparații, că sunt extrem de nocive. Încrederea care trebuie câștigată de ambele părți, nu e unilaterală. Absolut, am întâlnit de foarte multe ori expresia tu ești copilul meu și pentru asta trebuie să mă respect, trebuie să... Nu, încrederea trebuie câștigată. Ce facem cu încrederea? Cum stabilim încrederea? Că e un exercițiu pe care trebuie să-l faceți de fiecare dată când ajungeți în orice clasă în care țineți acest curs, da? Acei copii ca să vorbească cu dumneavoastră despre sex, relații, iubire, dragoste, trădări și ce mai au ei acolo în tot meniul acela, trebuie să stabiliți cu ei o relație de încredere. Cum faceți chestia asta? Am să vă răspund și am să preiau puțin de la doamna psiholog, pentru că sunt total de acord cu ce a spus dânsa. Încrederea, asta mă uimește pe mine. Pentru că după o oră un copil vine și îmi spune tot ce are pe suflet. Simte că nu mai poate ține în el. Da, doctor, nu m-a spus la nimeni ce vă spun dumneavoastră, nu pot să spun părinților mei, dar am simțit că sunteți un om care mă puteți asculta și îmi puteți da un sfat. Asta se întâmplă pe coridor după ce ies de la oră. Nu a fost odată, nu a fost de două ori, a fost de mai multe ori. Probabil uneori pe mine mă depășește problema lui, pentru că nu este o problemă de natură sexuală, de natura vieții intime, de natură medicală. Mai sunt, dar nu sunt atât de multe. Și atunci îi îndrum către un psiholog. Sau, mă rog, dacă de la caz la caz, către un preot, pentru că sunt unii care au, mă rog, mai multă încredere în partea aceea. Dar, apropo de încredere, la o ședință îmi venea pur și simplu să râd de situația în sine. Părinții îmi spuneau că nu vorbesc acasă pentru că poate nu au încredere. Poate copilul lor se simte cumva, le e frică. Zic, doamnă, nu cred că le este frică. Dumneavoastră i-ați obișnuit vreodată să discutați cu ei, i-ați obișnuit pe copii, dacă aveți 2, 3, câți aveți, discutați așa la grămadă, faceți un team building sau îi luați pe fiecare separat, pentru că sunt probleme de vârstă, specifice vârste, unui adolescent, unui licean, unui la facultate. Și nu poți să discuți, am venit de la ședință, am aflat asta despre tine, te condamnă dirigintele, te condamnă tata, te condamn și eu.
Dar unde este pledoaria copilului? Pentru că el nu mai are niciun drept, nu are de să vorbească. Am avut situații în care au căutat prin sertare, prin lenjeria intimă a fetelor, să vadă dacă s-a întâmplat ceva, dacă găsesc contraceptive și alte mijloace, mă rog, de protecție. Eu am sfătuit întotdeauna, luați-i, duceți-i la mall, la cofetărie, la, eu știu, la un cinema, la un concert, îndepliniți-i o dorință. Asta nu înseamnă că îl răsfeți sau că... Adică copilul vede că încerci cumva să te apropii de el. Dacă tu iei cartea, cum să îi vorbesc copilului despre viața intimă sau eu mai știu, sfaturi despre cum să vorbești cu adolescentul și te pui în fața lui, hai mamă să vedem cum abordăm noi problema pe care tu ai astăzi. Mamă, știi ce? Adică lasă-mă că am deja sfaturi de pe la toți colegii și ești depășită. Bun. Da. Neplăcut, totuși, mă pun acum și în postura părintelui, da? Când ajungi să stai cu copilul tău și să spună ești un pic cam depășită, e greu. Bine. E, ce faci în acea situație? Că nu e o postură ușoară, nici ca părinte să manageriești asemenea situații. Revin la cele trei sfaturi dinainte. Era încrederea să nu compari cu alții și etichetarea. Ok. E foarte dificil pentru părinte, într-adevăr. Și trebuie uneori să accepte și să acceptăm că da, într-adevăr, copiii noștri știu mult mai multe lucruri decât noi, adolescenții noștri, și este foarte important să recunoaștem acest lucru, să le spunem, excelent, uite ce am învățat de la tine, uite ce învăț de la tine și bine, nu știu lucrul ăsta pe care tu-l știi, dar uite, învăț împreună cu tine și se construiește o relație mult mai bună decât cum să-mi spui tu mie așa ceva, adică ce... eu care am trăit mai mult decât tine. De fapt, copilul ar putea să aprecieze mai mult vulnerabilitatea sigur ta, da, și faptul că ești dispus să accepti că nu le știi pe toate. Sigur. Și e devine... un punct pe care poți să-l câștigi în fața copilului tău. Exact. Și devine dintr-o dată mândru și uite ce am învățat eu pe mama sau pe tata. Bun. Și pentru că ne povesteați înainte de a începe emisiunea de un episod extrem de interesant, ajungem la ce înseamnă violența asupra acestor copii, pentru că, din păcate, nu cred că stăm foarte bine și cifrele nu sunt încurajatoare. Și o să vă rog să ne povestiți de această ultimă experiență pe care ați avut-o la o școală din București. Așa e. Am inițiat un proiect Erasmus pentru a identifica cauzele violenței în școli. Am făcut o cercetare și am identificat faptul că, într-adevăr, este foarte multă violență în școli. Și după, adică pe parcursul acestui proiect, care se numește Echilibru prin non-violență, am început să avem niște întâlniri în școli în care să le povestim copiilor, să le explicăm ce înseamnă să fii violent, ce poți să produci, ce daune pentru alții, care este comportamentul asertiv, cum poți să înveți să nu fii violent și că, de fapt, a fi violent nu înseamnă să fii mare, să fii adult sau să fii extraordinar. Și am ajuns într-o școală, într-adevăr, din Ferentar, nu o să-i dau numele, și m-am îngrozit de ce era acolo. În primul rând, exact ca în filmele americane, în momentul în care am intrat pe poarta școlii, am văzut gratii la geamuri, după care copiii la care trebuia să mergem au început să arunce cu hârtii în noi, cu creioane, cu resturi de mâncare. Vorbim de copii adolescenți? Vorbim de copii adolescenți, gimnaziu până la liceu. Și erau adunați din mai multe clase. Profesoara nu a reușit, le-a spus de câteva ori, gata, încetați, nu, nimic. Am intrat în clasă, inițial m-am uitat la colega mea și am zis, ce facem, continuăm. Și am zis, ok, continuăm, nu o să ne omoare niște copii. Și în momentul în care am pus videoproiectorul, pentru că am venit cu videoproiectorul și cu niște slide-uri în care le arătam prin desene ce să facă, cum să procedeze, imediat au făcut liniște, au spus că n-au văzut niciodată așa ceva, erau fascinați că pe perete apară tot felul de lucruri. Și a fost o punte în momentul în care a apărut acest lucru și am reușit să începem să discutăm cu ei. Bun, după și atunci ce se întâmplă? Unde este, hai să spunem, fisura, ruptura? Pentru că e clar că în momentul în care te duci în fața lor cu un conținut de calitate, mm-hmm, care învață lucruri și care exact interesează, răspunsul lor este cu totul și cu totul altul. Așa este. Unde aruncăm, hai să spunem, piatra? Către cine? Către profesorii care nu știu să-i țină în mână pe parcursul orelor sau e mult mai profund de atât? Cred că e mult mai profund de atât. Este foarte dificil și pentru profesori
profesori mă gândesc, pentru că ei sunt destul de rebeli, dar eu cred că puțin mai mult timp de calitate și să-i asculte, să vorbească cu ei. În momentul în care i-am întrebat dacă au fost abuzați, au început să povestească, să se deschidă, să... De la o oră și jumătate cât era lecția, am ajuns să stăm acolo vreo 4 ore și să treacă peste toate celelalte lecții. Bun. Și dacă ar fi să ne gândim, să facem comparații, da, deși am spus mai devreme că nu e bine să facem comparații, dar trebuie să le facem. Ați avut experiențe în afară, în Belgia, în Spania, în clase de adolescenți care se presupune că învață și se educă într-un alt sistem. E vreo diferență majoră? Se întâmplă aceleași lucruri? Cum stăm? Eu cred că un adolescent crește la fel, oriunde ar fi. În comunități românești am fost invitată în aceste țări și am rămas surprinsă, așa mă gândeam că sunt materiale mai noi, mai updatate, în ceea ce privește partea ce o fac eu de educație pentru viață. Cam aceleași filmulețe le prezentau și lor. Însă gradul de violență este, așa cum spune doamna psiholog, la fel. Că eram într-o discuție înainte de o conferință într-o cameră și doamna directoare de la un anumit liceu mi-a spus să avem gratii la geamuri. Asta în Bruxelles spuneți, nu? Da, pentru că elevii își aruncă profesorii pe geam. Eu în Timișoara am văzut diverse cazuri, cum spunea doamna psiholog, cu aruncatul gunoaielor. Pun coșul de gunoi deasupra ușii, când intră un profesor pe care nu-l agrează, nu sunt interesați de ceea ce spune, se trezește cu gunoiul deasupra capului și întreabă, de ce faceți lucrul ăsta? Pentru că nu ne interesează ora. Pentru că sunt licee de top și licee, cum erau cele școli profesionale, unde sunt copii care nu au un anumit grad de inteligență, dar copiii aceia și ei sunt copii și ei vor deveni. Și vă spun sincer, în ultimii ani am încercat să merg la acei copii, pentru că prin mult mai repede, exact cum a zis înainte colega. Deci cumva educația trebuie începută de acolo, de unde situația e mai rea și mai complicată. Da. Acolo cumva rezultatele sunt cele mai... Da, și oricum sunt etichetați, adică mergi la clasa aceea, da. Sunt cei mai răi din școală. Uh-huh. În general, nu țin cont de ceea ce mi se spune. Sigur. Doar odată am avut, prima oară, m-am lovit și eu și am avut așa... Chiar mi-am reproșat, am intrat cu diriginta respectivă în clasă. Diriginta urla pur și simplu la copii. Ea plecând, mi-a lăsat tonalitatea aceea vocii și cumva o imitam. Și am văzut pe fețele lor că nu înțelegeau ce se întâmplă. Și de adică ce? Tu ești dintr-o altă poveste. Sigur. Tu nu ne cunoști. De ce urli la noi? Mi s-a pus întrebarea aceasta, un braznic din prima bancă, cum zicea doamna dirigintă, s-a uitat la mine și a zis, dar de ce țipați? Uh-huh. Și zic, nu știu de ce țip. Vă rog frumos să mă iertați, îmi cer scuze, am ieșit afară, am bătut la ușă, m-am prezentat când am intrat și am repetat din nou intrarea pe scenă și am spus cine sunt și ce fac, pentru ce am fost chemată și a fost o liniște... Toată ora, da. Bun, și dacă e să dăm sfaturi inclusiv profesorilor care au aceste situații la clasă, da? Clase pe care nu reușesc să le mai stăpânească sau clase în care există acel băiat din clasa, din prima bancă care strică tot echilibru. Ce e de făcut în calitate de profesor așa încât nici să nu țipi, nici să-ți pierzi autoritatea și să reușești să ții totuși lucrurile sub control? În societatea de azi este foarte important să schimbe modalitatea de a preda copilor, de a învăța, pentru că de foarte multe ori am întâlnit cazuri în care anumiți profesori sunt absolut idolatrizați de copii, iubiți, sunt înnebuniți după ei pentru că sunt mai flexibili, mai lejeri, mai relaxați, nu se duc să dicteze. Într-adevăr, dacă un profesor se duce să citească de pe o carte ceva, copilul spune, ok, da, poți citești și eu de pe cartea asta pe internet și nu trebuie să vină doamna profesoară să-mi citească de pe carte. Și atunci este foarte important să se adapteze, să fie mai flexibil și să înțeleagă, să vorbească cu ei, să-i asculte, să transforme relația. Bun, dar eu vin, de exemplu, într-un sistem de învățământ clasic, așa, poate mult mai rigid decât ce au parte copiii noștri în ziua de astăzi, dar în care eu mi-aduc aminte că nu vorbeam despre frică neapărat, dar aveam respect pentru profesor. Și în momentul în care se intra în clasă, lucrul acesta se simțea. Ei, așa. Cum obținem același respect până la urmă? Că nu trebuie să fie nici frică, da? Nu trebuie să fie nici teroare că a venit profa nu știu care în clasă și trebuie să fie liniște de moral.
mormânt. Ei, cum reușești să impui acel respect? Cât de importantă e și educația de acasă? Că vin foarte mulți așa, ca din codru în sala de clasă. Cum faci totuși să stabilești un echilibru? Păi tocmai aici e problema. Cer scuze dacă cumva deranjez pe cineva cu această afirmație. Părinții au pretenția că atunci când aduce copilul la școală, în prima zi de școală, uitați, acesta este copilul, dumneavoastră îl educați în anii în care va rămâne în școala noastră. Nu, eu am venit cu un copil care are o bază, iar baza este de acasă. Eu sunt modelul lui ca părinte. Dacă a avut un model, este clar că mă va urma. Un model bun, mă gândesc. La școală va încerca să copieze alte modele pe care le vedem profesori, în diriginți, nu știu, pe vremea noastră, vorbim acum pe vremea noastră și pe vremea aceasta. Așa. Da, nu e bine. Erau acei diriginți, adică știam că e mama clasei sau e tatăl clasei. Sigur. Orice problemă aveai, te duceai și spuneai dirigintelui, o gestiona cumva, nu o lăsa să scape. Și mi-aduc aminte de o poveste și mi-a rămas așa la suflet. Se întâlnește un fost elev cu un profesor și îl întreabă: bună, ce faci? L-a recunoscut, dar nu mai știa exact în ce clasă, pe unde. Uitați, am ajuns și eu profesor ca dumneavoastră, dar să știți că datorită dumneavoastră sunt profesor astăzi. Păi, cum am reușit eu să te influențez așa? Păi știți că în clasa nu mai știu care a venit un coleg la școală, a avut un ceas la mână foarte frumos. Eu nu aveam bani, părinții nu aveau bani să-mi cumpere ceas și l-am furat. Și ați încercat să aflați cine a furat ceasul. Ați închis ușa, ne-ați aliniat pe toți în fața clasei. Eu nu am îndrăznit să vă spun că eu am furat ceasul, pentru că știam că voi fi condamnat, voi fi judecat, voi fi pedepsit. Dar ce ați făcut dumneavoastră pentru mine în acel moment m-a urmărit de-a lungul vieții. Ne-ați spus să închidem ochii, ne-ați controlat buzunarele și pur și simplu ceasul a dispărut din buzunarul meu. Profesorul i-a spus: eu nu mai țin minte nimic din ce-mi spui tu. Păi cum, nu știți? Nu, pentru că și eu aveam ochii închiși. Este, da, este o poveste, ce parabolă frumoasă, dar da. În momentul în care o aplici în clasă și nu îl etichetezi pe acel copil, nu este, eu nu cred că sunt copii răi. Toți copiii vin cu un bagaj genetic. Nu poți să ai... Tu ca părinte ai pretenția de la copil să fie de nota 10? Păi tu ești părinte de nota 10. Acum sună așa ca și cum am condamnat numai părinții, numai pe noi ne condamnăm, ne autocondamnăm. Dar dacă tu nu ești un părinte de nota 10, noi ca medici ginecologi dau un scor, o notă, un scor Apgar când se naște un copil. Nu toți au nota 10. Ei, dacă tu nu ești părinte de nota 10, tu ai fost când erai copil de nota 10, nu mă refer la nota de la școală. Spune copilului tău prin ce ai trecut tu. Bun, și dacă ai fost un părinte de nota 10 și copilul tău nu este un copil de nota 10, e, atunci cum stă situația? Da, e o problemă, pentru că tu vrei să fie ca tine, dar tu uiți că, de fapt, nici ADN-ul tău nu-l are. El nu este ca, nu va fi niciodată ca tine. Adică nu poți să-i impui copilului tău un curs al vieții. Eu cred că îi întreb pe foarte mulți copii care sunt, știți că sunt clase de științe naturii, de matematică, profil de filologie. Voi ați ajuns aici pentru că vreți sau ați ajuns din întâmplare? Nu, și doamna, ce înseamnă un părinte de nota 10, doamna psiholog? Probabil un părinte care petrece timp cu copilul, îl înțelege, este flexibil, învață, se informează. Știți ce important este pentru un copil să stea la computer cu el și să joace un joc din acela... E extrem de important. Deci intră în categoria timp de calitate, inclusiv statul împreună la calculator, în ciuda... Exact, da, pentru că copiii din ziua de azi, dacă îl opresc să stea la calculator sau pe tabletă sau pe telefon, va deveni inadaptat. Sigur, trebuie să aibă reguli și să stea jumătate de oră, o oră, adică ca și părinte, trebuie să-și exprime niște reguli, dar altfel devine inadaptat, că ceilalți știu și el nu știe. Și m-aș întoarce un pic la discuția disciplină la clasă, pentru că mai e o chestiune pe care cumva cred că trebuie să o discutăm, de relația părinți-profesori, pentru că sunt foarte mulți părinți care ei înșiși subminează autoritatea profesorului la clasă. Ei, cum facem cu aceste situații? Cum face profesorul și cum ar trebui atenționat părintele că nu procedează cum trebuie? Trebuie o discuție din partea profesorului cu părintele și încercat lucrul acesta și o să vă dau un exemplu. Cunosc o mămică care are un băiețel la fotbal, joacă fotbal, este mic, are 11 ani, îl cheamă Luca și
Mai are un coleg al cărui tată, de câte ori vine pe teren, începe să-i spună, nu ești bun de nimic, plătesc pentru tine degeaba, dau bani degeaba, uite ce faci, uite că ceilalți sunt buni. Și antrenorul, împreună cu alți părinți, au hotărât ca de din acel moment înainte, părintele care spune aceste lucruri să stea pe partea opusă celei în care joacă copilul, ca să nu copilul să nu mai audă. Pentru că este teamă că dacă continuă așa, îl... Deci cumva e o mobilizare așa a celei mici comunități de a proteja acel copil în fața agresiunii părintelui. Exact. Și ajungem și la agresiunea cu adevărat fizică, da, și dureroasă. Violență multă? În școli ce spun vocile acelor copii la care ajungeți în clase? Violență... Recunosc? Vorbesc despre asta? Da, este violență, pentru că ei sunt la vârsta la care perioada hormonală este la vârful maxim. Nu se discută, se întreabă în acele bilețele cum afectează adolescența, ce urmări sunt aceste modificări hormonale, cu ce vin la pachet. Nu își înțeleg schimbările hormonale și atunci normal că arată în exterior niște expresii ale caracterului care nu le sunt specifice. Sunt violenți, da, verbal mai ales. Poate nu atât fizic, cât verbal. Adică au un vocabular care nu este potrivit unui elev în școală. De obicei, eu sunt respectată. Dar s-au întâmplat odată de două niște situații în care am fost pusă într-o situație dificilă. Adică nu era un mod normal de a aborda un adult de către un elev. Și l-am întrebat, tu știi că eu vin la voi la clasă și fac lucrurile astea? Nu, eu nu am fost atunci. Când o să vii la școală? Pentru că era o școală profesională și... Păi luni. Nicio problemă, luni o să... Nu am reacționat nicicum, nu l-am înjurat, n-am încercat să-i explic cine sunt eu, sunt adult și îl duc la cancelarie și îi scad nota la purtare pentru că uite ce m-a jignit și cum... Și luni, când am fost, era cu mâna în gips, m-am uitat la el, zic, ce s-a întâmplat? Păi ne-am bătut într-un bar, în weekend, m-am uitat pe motivarea care a făcut-o un coleg de-al meu, era întâmplător, un coleg foarte bun de-al meu, medic la ortopedie, și mi-a spus că n-a avut bani pentru radiografie, pentru investigațiile ulterioare. Și l-am întrebat ce face după ore, dacă poate să vină cu mine. L-am dus din nou, l-a văzut colegul meu, i-a făcut trimitere gratuită la toate investigațiile. Iar la final, pentru că aici am vrut să ajung, nu că am făcut eu o faptă bună, mi-a spus, îmi curgeau lacrimi din nou și mi-a spus, eu nu am știut că dumneavoastră sunteți așa. Zic, ce contează cum sunt eu? Vă rog frumos să mă iertați pentru comportamentul de bădăran pe care l-am avut. Știți că tatăl meu lucrează în străinătate, a căzut de pe schelă, de 3 luni este în comă. Mama mea l-a părăsit acum 2 ani pentru un alt bărbat, nu știm unde este mama. Iar eu stau singur, mă îngrijesc singur, îmi fac de mâncare singur, îmi calc și îmi spăl. Ați înțeles? El a vrut să spună și eu sunt aici, dar a vrut sub altă formă. Și probabil erupția asta așa de cuvinte grele și urâte vine din interior, vine pentru că copilul acela ar fi avut un tată, o mamă, prezența. Un caz extrem de interesant și l-aș sublinia cu atât mai mult cât suntem pe un post internațional și eu sunt convinsă că sunt foarte multe situații de copii rămași în urmă cu părinții la muncă în diverse țări din lume și iarăși e o situație complicată. Nu este ușor, pentru meseria de părinte nu se învață nicăieri, la nicio școală. Exact. Și lipsurile acestea financiare din țară i-a făcut să plece pe mulți dintre români. Însă absența lor nu o suplinește nimic. Copiii care au rămas aici, cred că din ce am mai auzit eu și mi-au mai povestit, mai ales cei mici, întotdeauna și-ar dori să fie lângă ei mama și tata. Nici de cum o ciocolată, bani și mai departe. Bun, vă reamintesc că aveți la dispoziție contul nostru de Facebook, Un Doctor Pentru Dumneavoastră, unde puteți să ne scrieți mesaje. Dacă sunteți în situații similare pe care le-ați auzit discutate astăzi în platou, avem și un mail în care puteți să ne scrieți despre poveștile voastre și evident de fiecare dată telefoane la care puteți intra în direct cu noi. Doamna psiholog, ce facem cu aceste familii care sunt departe unii de alții? Cum stabilești încrederea de care vorbeați mai devreme, acea legătură, acea conexiune când nu ești 24 din 24 lângă copilul tău?
Din păcate este foarte greu și nu știu cum s-ar putea întâmpla acest lucru, dar mijloacele de comunicare moderne din ziua de astăzi permit părinților să fie practic în fiecare zi alături de copii, să se vadă, să stea de vorbă, să știe ce, prin ce trec. Chiar dacă un WhatsApp sau un Messenger nu înlocuiește prezența lor, dar măcar atât. Pentru că sunt convinsă că și ei pleacă acolo pentru că au nevoie de financiar să fie mai bine, să îi ajute pe copii. Măcar atât se poate întâmpla. Bun, și pentru că ne-ați adus bilețelele câtorva copii care ați intrat sunt, în contact. Să precizăm că sunt anonime. La clasă, evident că sunt numele și anonime. O să-mi dați voie să le citesc, pentru că până la urmă cred că e, cum să spun, cel mai important input pe care îl avem în această emisiune. Problemele adevărate ale copiilor acestei generații. Și vreau să le mulțumesc că au avut încredere să scrie, pentru că sunt și unele goale pe care nu le-am adus. E un, și asta un exercițiu de încredere, nu? Așa este. Să adresezi omului la prima din fața oră, ta o întrebare care te doare. Acestea au fost culese după prezentările, toate prezentările, că vreo 6-7 ore de stat la clasă. Dar am încercat și varianta cealaltă, am vorbit puțin 10 minute, după aceea la finalul orei, primei ore de întâlnire, jumate din bilețele au fost goale. Bun, hai să vedem câteva exemple. De ce se grăbesc toți oamenii din ziua de astăzi cu tot? Frumoasă întrebare. Este unui copil de clasa 7-a. Pentru că este societatea în care trăim. Cum poți să explici unui copil că mama, tata sunt extrem de ocupați și că asta e viața și că trebuie să fie atât de ocupați, că și-ar dori până și ei să nu mai fie atât de ocupați, dar nu poți să scap de chestia asta. Cum îi explici unui copil? Pur și simplu explicându-i că trăim în vremurile în care trăim, arătându-i ce s-a întâmplat înainte, cum a fost, ce este acum, pentru că, da, sigur, se grăbesc tot și toate, dar avem și niște avantaje ale tehnologiei, ale lucrurilor care se întâmplă, știința care se dezvoltă, sunt foarte multe lucruri care îi se pot explica. Sigur, suntem grăbiți, dar, pe de altă parte, avem următoarele avantaje. E ca atunci când cineva se plânge că stă în trafic în București, este îngrozitor de frustrat și furios, și eu îi spun la cursurile mele, ok, dacă nu vrei în trafic, du-te pe dealul nu știu care, unde nu este nicio mașină. Sigur nu o să mai fie o problemă, dar traficul vine la pachet cu avantajul că trăiești în București, într-o capitală, într-un oraș mare și atunci trebuie să echilibrezi balanța. Ce îi spui unui copil care la un moment dat spune, ai fost mai preocupat de cariera ta decât de mine? Este un caz adevărat pe care sunt l-am foarte auzit. Multe cazuri adevărate. Da. Nu știu cum o să pot să scoți cămașa în fața unui asemenea copil. Pentru că auzisem și o expresie, muncești pentru viitorul lor, dar ești absent din prezent. E nevoie și de partea aceasta financiară. Nu știu cum se poate compensa, mai ales de către părinții care sunt plecați. Chiar nu știu. Însă grăbitul ăsta de care spunea această fată din clasa 7-a, ține și de viața aceasta omului. Chiar dacă trăim într-o lume de consum, omul nu mai este cum era pe vremuri. Găseai la orice oră de zi și din noapte pe cineva care să te ajute. Omul lângă om. Ești lângă mine, de fapt omul pentru om. Ești prietenul meu. La orice oră de zi și din noapte eu te sun pe tine. Ei nu mai au așa ceva. Au prieteni care stau lângă ei din interes. Am bani, stă lângă mine. Sunt îmbrăcat bine, stă lângă mine. Că poveneam înainte de începutul emisiunii despre emisiunea pe care o făceați pentru adolescenți, Liber pe Contrasens. Este o emisiune veche. Dar eu din acele emisiuni foarte am veche. Cules niște filmulețe pe care ei le văd astăzi, în 2019, și le apreciază. De ce? Pentru că problemele sunt la fel. Adică dacă vin cu o haină de firmă, sigur, sunt etichetat altfel. Da. Să știți că e o teorie acum care circulă, pe care am auzit-o apropo de povești, că e un lucru care mă interesează pe mine în ultima vreme. Există acea teorie care spune de ce protejăm atât copiii și încercăm să le minimizăm, hai să spunem, poveștile și personajele negative. Nu e mai corect să le spui poveștile cu adevărat, cu lucruri rele, cu moarte,
negativitate, cu oameni răi, cu personaje negative, ca să-i pregătești cu adevărat pentru viață. Așa e și în aceste relații interumane pe care le au la clasă sau cu prietenii. Nu e bine cumva totuși să dea și cu capul de pragul de sus și să învețe că lumea în jur nu e doar înainte, întotdeauna bună și... Categoric. Da, așa este, să dea cu capul de pragul de sus, dar așa cum este la noi, la medici, înainte de a merge la o intervenție stomatologică. Eu am pretenția ca pacient să mi se spună pas cu pas ce mi se întâmplă, cât de tare mă doare, care este nivelul care e nivelul de durere, de se face o consiliere, să fie așa și în viață. O consiliere prin care eu sunt pregătit psihic cumva de către doctor că mă va dura mai mult sau mai puțin de data trecută. Ei, eu ca părinte sau, mă rog, ca diriginte, că profesorii ceilalți își fac specialitatea, norma. Dar dirigintele totuși e aproape de copil, are șansa ca 4 ani sau 8 ani, sau, mă rog, să fie acolo lângă sufletul lui. Poate să-i spună, măi, și eu am fost ca tine. Tu înțelegi, nu sunt perfect, n-am fost un geniu. Am făcut prostiile astea și așa, am umblat cu fete, eu am umblat cu băieți. Mi s-au întâmplat lucrurile astea. Uite, dar... am învățat, m-am lovit odată cu capul de pragul de sus pe a doua oară, nu mai, ei râd când le spun, ori ești beat, ori ți-ai pus ochelarii și nu mai vezi când dai cu capul de pragul de sus, ori o faci intenționat, ori ești bolnav. Sunt 4 variante. Dar ca să o faci... Dar nu, sigur, să știți că dacă li se explică, nu cred că nu ar repeta la infinit. Inventează-i alte chestii. Bun, dar trebuie să înțelegem că acești copii au dreptul să greșească. Au dreptul. Sigur că în calitate de părinte vrei să-i protejezi și nu vrei să-i se întâmple nimic, să-i ții în acel glob de sticlă, așa, să nu treacă prin experiențe pe care ai trecut și tu. Da. Dar nu poți să... Nu e bine. Nu sunt sunt idei de genul acesta, mă rog, am întâlnit și la mine prin oraș, prin alte orașe, școli în care să fie disciplinați, educați, super educați, pregătiți ca un fel de asta, pregătire, roboței de asta, de supraviețuire. Dar o fac teoretic el când este pus în fața faptului. El nu știe să se gândească la ce lecție am învățat chestia aia și cum să aplică acum. Da, deci lasă să greșească. Dar fă-l cumva să vină la tine. Pentru că dacă... Când a greșit, tine, că de fapt asta e cea mai importantă lecție pe care să trebuie să o învețe și adolescentul și părintele. Pentru că degeaba ascunde, la un moment dat, ca părinte tot afli adevărul. Sigur. Și mai bine să-l afli de la el. Bun, dar cum îl înveți pe adolescent să-și asume greșelile pe care le face? Să nu ascundă, să nu încerce să evite dezvăluirea adevărului. Zic că educația de acasă, dacă vede că mama și tata își ascund lucrurile unul de celălalt, unul ascunde banii, unul merge cu amanta, iertați-mă, dar cam asta este situația în ziua de astăzi. Dar sunt situații pe care copiii le văd în orice familie. Bineînțeles că le văd copiii și atunci tu ai pretenția ca copilul tău să vină să spună adevărul când vede în familie lucrurile astea? Adică eu problemele pe care găsesc la clase și uneori diriginților le este greu să mi le spună. M-ai chemat pentru ceva, sunt niște simptome în clasa asta care știți numai așa, să le vorbim puțin fetelor despre menstruație și cam atâta. Nu cred că e numai atât, pentru că nu ați fi insistat de mult dacă... Și o să mai citesc una dintre întrebările scrise de copiii de clasa a 7-a, da? Da, da. A fi curat înseamnă să nu ai relații sexuale până la o anumită vârstă și să nu ai gânduri. Mai sunt și alte lucruri care decid această curățenie? Ce spune această întrebare? Cu siguranță provine dintr-o familie cu o moralitate extrem de ridicată, poate chiar foarte religioasă, pentru că această curățenie despre care vorbește copila este determinată de sfaturile pe care le primește, de ceea ce aude. Nu trebuie să faci una, nu trebuie să faci alta și atunci, sigur, acest copil provine de acolo. Bun, ce faci cu acești copii? Pentru că întrebarea asta mi-a adus aminte de o colegă de facultate care era obligată acasă să nu se machieze, să poarte fustă lungă și în momentul în care ajungea la facultate, primul lucru pe care îl făcea, mergea în toaleta de la facultate, se schimba, se machia și se simțea integrată între noi la vârsta de 20 și ceva de ani. Ce faci cu un asemenea copil? Păi, în primul rând, o discuție cu părinții. Prima verigă din lanț este discuția cu părinții, să afli ce mediu este acolo, ce se întâmplă, pentru că poate să... poți să intri în casa omului, știți cum, că e expresia aia, poți să-i bați la ușă, să-i spui, domnul Vixulică, fata dumneavoastră vrea să se macheze, adică poți să intervii în felul acesta? Nu, dar prin școală, cu profesorii, cu diriginții, cumva... să se ajungă la părinți. Pentru că degeaba încerci să vorbești cu copilul și explici niște lucruri, pentru că dacă acasă așa a văzut și așa știe și așa i s-a spus, va fi destul de dificil.
Dar nu e cel mai complicat pentru copiii din genul acesta de familii cumva să se adapteze ulterior vieții de adulți? Da, este. Pentru că e ținut într-o cușcă și în momentul în care scapă de acasă, da, rupe lanțul și face tot ce a fost interzis. Pentru chiar că, mai mult. Chiar mai mult. Că mi-aduc aminte de Noni din film. Da? Se ducea în toaletă, se schimba cu haine de firmă pentru ca să fie acceptat de cei din liceu. Cam așa se întâmplă și acum. Dar e o perioadă grea și să știți că mai am așa flash-uri din când în când din adolescență, din vremea liceului, și cred că, virgulă, ca părinte asta ar trebui să ai în primul rând așa, să-ți mai aduci aminte care erau problemele tale când erai adolescent. Și, într-adevăr, una dintre problemele grave care se confruntă un tânăr la acea vârstă este acea acceptare de care vorbiți și dumneavoastră. Exact. Cât e felul în care te integrezi în gașca cea mai tare din clasă, în liceu și așa mai departe. Ei, cum mai stăm la capitolul ăsta? La fel ca atunci, dar poate chiar puțin mai complicat și mai, mai profund, pentru că s-au schimbat foarte multe lucruri. Ei au acces la altă informație, văd alte lucruri, văd violență peste tot în mediul online, în mass media, și cu siguranță sunt, regulile sunt altfel. Bun, un pic altfel. Eu aici să știți că o să fiu avocatul diavolului și... Eu am o problemă cu părinții care vin și spun și se plâng: mamă, copilul meu vede o grămadă de lucruri pe internet și eu n-am cum să-l... Pa da, avem la îndemână o grămadă de programe care ne asigură un control parental pe toate device-urile pe care copilul are acasă. Poți să controlezi chestiunea asta, adică poți să ai grijă. Nu poți să ridici din nume și să spui: eu nu mă pricep, prin urmare, slavă Domnului, ce s-a întâmplat cu copilul ăsta pe internet, ține de noroc. Nu, nu ține de noroc. E o chestiune pe care putem să o, exact, să o controlăm și să... avem, da, grijă, dar nu mai este interesul. Chestii. Eu am să duc un caz, vă aduc ca exemplu un caz extrem. Clasă mică de gimnaziu, copil crescut, cum zicea doamna psiholog, într-o familie educată, nu a avut telefon mobil, la televizor, nu rigizi, dar oameni, eu zic, precauți. Și la școală, în timpul orei de informatică, se accesau materiale pornografice la greu de toată clasa. Bineînțeles că și copilul acela s-a uitat, că întrebat fiind, ați pus cineva pistolul la cap, te-a obligat cineva? Da, știți cum e, când este grupul, presiunea grupului, să nu fiu eu cel din grup, cel mai sfânt și cel mai neobișnuit, cel mai ciudat, pentru că dacă nu fac lucrurile astea, sunt un copil ciudat și ceilalți nu mă acceptă. Ei, tocmai asta e, aici este secretul, să vină cineva să le spună, nu știu cine este acel cineva, că e dirigintele, că se mai practică la noi, părinții care, în clase bune, în clase aceea bune, care văd că sunt niște lapsusuri, niște lacune în educația primită în școală, încearcă, sunt eu invitat, mâine vine cealaltă mamă invitată. Fiecare, prin profesia pe care are și experiența, încearcă cumva să aducă, dacă este un bun speaker, pentru că nu poți stai în fața copilului și să vorbești prostii, cum nu te ascultă, începe să-și caute alte preocupări. Ei, părinții ăștia au încercat cumva să suplimenteze, să zicem, sigur, dirigenția. Da. Dar... acel copil, protejat de părinți, a accesat pornografie în școală. Soluția... Și aici ar discutăm despre faptul că acolo trebuia să existe un administrator de rețea. Bine, care nu, să... mai nu, continuăm discutăm și povestea, despre aceste, da, chestiuni practice de care școala ar trebui să aibă grijă și așa mai departe. Da. Dar sigur că e un pericol... Nu, este un... Și atunci ce faci? Bine, chem un specialist, chem un psiholog, chem un medic sexolog, dar tu ca părinte trebuie să discuți. Bun, bun. Știi, să discuți cu copilul discutăm tău. Cu copilul acasă, deci nu știu îl surprinzi sau afli că la școală tocmai a urmărit niște materiale pornografice. Cum faci? Cum îi explici că nu e ok? Că, sunt convinsă că sunt mulți părinți care se află și s-au aflat în această situație. Cum procedezi? Așa, în minutul următor, cum iei măsuri? Sunt unii părinți care știu să gestioneze situația. Cum? Și o gestionează bine. Eu iau notițe acum, să știți. Da, au fost mulți pe la mine, pe la cabinet, și îmi spuneau: noi asta am făcut, așa am procedat. În fiecare zi venea copilul acasă cu câte o înjurătură nouă și îmbogățea repertoriu de la un singur element negativ care era în clasă, a fost adus pe parcursul anului școlar și a stricat toate merele din clasă. Nu avem ce să facem, asta este situația, noi l-am protejat cât am putut și încercăm să explicăm. Mâine fii pregătit că vei veni cu altă înjurătură, deci nu o știe din mediul familiar, ci o știe de la școală. N-ai cum să oprești la școală și atunci încerci ca părinte să faci ce poți. Cei care nu știu, înțeles că merg la cursuri de parenting. Mulți copii îmi spun: veniți să vorbiți cu mama sau cu tata. Situația reală, pentru că nu stăm să pierdem vreme aici, situația reală e nasoală. Adică
părinții nu știu și atunci, mă rog, vă dau exemplu care mi s-a întâmplat mie. O chemăm pe doamna doctor, adică eu, nu am fost întrebată dacă vreau, dacă nu vreau, și dânsa săptămânal vine și constată situația, dacă a evoluat spre bine sau avem un prognostic negativ și ne comunică despre fiecare copil în parte, ca la sfârșit să vină, știți, aceste copil, nu, să fiți mai atentă, să... eu nu sunt cadru didactic, sunt un voluntar invitată la acea oră și eu aș sublinia acest lucru că sunteți voluntar de 12 ani, da, 13 ani, ceea ce nu, mi se pare asta extraordinar, contează și mă lăsați să vă laud, ei, pentru că eu nu cred că sunt foarte mulți oameni așa care și-au din timp, din resurse și din bani, sunt convinsă. Trebuie ca să-ți placă ce faci. Exact, și să faci voluntariat, pentru că nu e ușor, nu e un voluntariat la care, nu știu, te duci este fantastic la plimbare, nu știu pe unde, e un voluntariat care te solicită și care presupune și foarte multă responsabilitate, da, pentru așa că este, pentru un că... om întreg la cap nu se duce să nu obțină și rezultate din acest este voluntariat. Este fantastic să-i vezi după ani și ani, am avut acum un caz, 24 de ani are fata și e plecată în Germania, muncește, a trecut printr-o experiență groaznică și a rămas singură și fără bani și fără prieteni și mi-a spus, ați fost singura care știți de acest necaz al meu și singura care așa mi-a scris exact când am avut cea mai mare nevoie și mi-a adus aminte de dumneavoastră, adică după ani de zile tu ți-aduci aminte de un om care a venit la tine odată, de două ori, de trei ori. Da, este... ca în orice meserie, trebuie să pui suflet. Iar pentru un copil, un om care pune suflet, nu, este nu egalează cu nimic. Gândiți-vă așa rapid la un profesor, un învățător pe care ați uitat toți profesori, dar pe doamna învățătoare n-ai cum să o uiți, pentru că doamna învățătoare a pus suflet în tine, sau un profesor, sau eu la facultate. Sigur. Sau sunt întâlniri pe care fiecare dintre noi le avem la un moment dat în viață și care ne... ajută sau nu într-un anume moment. Și o să continui cu întrebările pe care le primiți la clasă, că e extrem de interesant să vedem cum gândesc acești copii, cum pot să-mi dau seama că persoana de lângă mine este cea potrivită ca prim partener sexual. E, o întrebare foarte bună care poate să ajungă și la școală, dar și acasă. Ce răspunde o mamă sau un tată copilului care spune când voi ști eu când apare prințul sau prințesa pe cal alb? În primul rând, dacă te respectă, pentru că asta e cel mai important lucru, dacă îți permite să ai partea ta de libertate și de intimitate, ceea ce de fapt este în orice cuplu sănătos și normal, dacă își dorește să îți fie bine, dacă face lucruri pentru tine și nu dacă ți impune, dacă te lovește, dacă mai știu eu ce, atunci acela este cel potrivit. În primul rând, cel care te respectă. Și încă o întrebare extrem de interesantă apropo de toate discuții pe care le-am avut noi până acum. Cum pot să-mi fac curajul necesar de a vorbi cu mama în legătură cu relațiile mele? Iată o întrebare care sunt convinsă că într-adevăr îi doare pe mulți dintre adolescenți. Cum îți faci curaj să vorbești cu părinții tăi? Ține și de personalitatea fiecăruia, că poate, poate ai părinți, cum să spun, deschiși la minte acasă. Dar poate ești o fire mai introvertă și ți-e greu să ajungi la discuții dintre astea mai intime. Care e sfatul sau pe care... poate părinții sunt foarte rigiși. Exact. Ce sfat îi dați unui adolescent ca să-și facă curaj? De fapt, nu curaj. E o normalitate, nu? Nu trebuie să fie curaj. Pur și simplu. Altfel nu are cum. Trage aer în piept și duci și vorbești. Pentru că părinții nu o să-ți facă rău ție, nu o să-ți vrea ție rău și atunci du-te cu încredere și vorbește. Asta e ce aș spune eu. Și atunci cumva mingea este în terenul părinților. De acolo încolo e treaba lor să-l atragă pe copil definitiv și irevocabil și el să știe că în brațele și în discuțiile cu părinții găsește cele mai bune sfaturi. Dar ajungem din nou la relația de încredere părinte-copil, pentru că vorbim de un aspect de viață intimă, dar dacă vorbim de note, am avut cazuri în care veneau copii și îmi spuneau, eu nu pot să merg acasă cu nota pe care am luat-o, mi este frică, vreau să mă sinucid. Bine, dar chiar cred că... acum câteva zile a fost un caz. Deci, doamna psiholog poate să confirme. Nu cred că sunt rare. Și eu am întâlnit cazuri de suicid la adolescenți. Intram în clase, mi se cerea să vorbesc despre această educație pentru viață intimă și cum să vorbești unei clase care ținea doliu după o fată care a trecut printr-un eșec amoros, nu a fost învățată, are nevoie de niște sfaturi de la părinți, de la un psiholog, nu știu de la cine. Dar copilul ăla, chiar aseară făcusem un debriefing așa cu niște adolescenți din România, din afară și
Eu, dacă rămân fără părinții mei, nu e ideea că nu am bani, nu sunt asigurată financiar. Eu nu știu ce să fac în viață, nu mă învață nimeni ce să fac în viață. Noi aveam, nu știu, mai țineți minte în școli, cursuri de astea de pregătire tehnico-practică. Învățam tot felul de chestii, cum să coasem, cum să nu știu ce nasturi. Și pregătire de asta de apărare tehnico-militară. Veneau niște domni de la armată, ne învățau în cazuri de cutremuri, de să, cum să reacționăm în situații limită. Deci mi-au cerut de atâtea ori. Eu aduc colegi de-ai mei, psihologi, colegi care fac noțiuni de prim ajutor, de la ambulanță. Unde pot și unde mă descurc eu, de la antidrog, de la... Deci discutăm. Colaborăm. Da, e o temă interesantă și asta cu aceste activități foarte multe care sunt la modă. Vom vedea și cât de utile sunt, de fapt, în timpul așa unei zile. Ne antrenăm pentru viață aici, în noua campanie pe care o facem la Un Doctor pentru Dumneavoastră și un alt antrenor, așa cu ghilimele de rigoare, care este alături de noi prin telefon în această seară, este și Liana Stanciu. Nu e nevoie să o mai prezint pe colega noastră, care știți foarte bine că poate fi văzută în fiecare zi pe programele televiziunii române. Dar cred că cea mai importantă carte de vizită în această seară, Liana, este că ești mamă de adolescent. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc. Da, emisiunea tocmai s-a terminat în urmă cu câteva minute. Știm, am așteptat să încheie emisiunea ca să putem să te sunăm. Liana, cum e să fii mamă de adolescentă? Câți ani are fiica ta? Teodora, m-am plinit 14 peste o lună. Mulți înainte. Este anul acela complicat în care are, salut mâna, vă mulțumesc, are examenul de... așa numită capacitate, mă rog, evaluarea națională, cum s-o numi aia acum. Este un examen extrem de important și nu înțeleg de ce e nevoie de atâta materie. Încă nu mi-e clar, ca să citesc din filmea ca din Clasici în viață, când o să-mi folosească mie aceste informații în viața asta, mama? Când o să folosesc eu aceste asta lucruri? Asta cred că e top 5 întrebări adolescenți, exact, pe toată planeta. Tot același lucru. E un an greu pentru că e foarte multă presiune pe ei, presiune pusă de societate, de școală și poate și de familie. Și atunci, principala mea preocupare este să nu fiu și eu o presiune. Cum reușești adică să faci acest lucru? Dacă e să dai un sfat mamelor care ne urmăresc în acest moment, cum le-ai învățat să fie un sprijin și nu un stres pentru copiilor? În primul rând, iubindu-l necondiționat și stând lângă ea, fără să-i cer să-mi arate, să-mi spună, să-mi explice, nu, pur și simplu mă arăt lângă, mă așez lângă ea și vorbim despre, auzi, l-ai văzut ce freză avea ăla? Cine? N-am văzut. Orice altceva, numai despre școală, nu. Încep să fiu eu supapa aia pe care să o caute, când toată lumea îi spune, ai meditație, ai nu știu ce, mă stădesc să fiu eu cea care să-i distragă atenția în altă parte și motivul să râdem cam din orice, dacă putem. E complicat că toată lumea pune presiune pe copiii ăștia și mi-e teamă că o să avem, vorba cuiva, niște roboței deștepți, inteligenți, dar niște roboței care nu vor mai avea sentimente sau care își vor reprima, pentru că acum să fii, să iubești și să suferi este o treabă a apanajul celor slabi. Trebuie să fii puternic. Trebuie să fii, să stăpânești, să domini ceea ce simți. Eu cred că trebuie să fii cum te-a lăsat Dumnezeu, dar mai presus de toate trebuie să fii un om bun. Iana, dacă ar fi să ne întoarcem în timp, acum, crezi că ai fi un adolescent la modă? Acum vreau să-ți spun ceva. Exact când am ratat accesul la un liceu important, se numea Nicolae Bărcescu în vremea mea, este actualul Sfânt Sava, și am intrat la liceul Matei Basarab, eram așa un fel de, pentru că am avut o notă bună, am intrat la liceul Matei Basarab, m-am dus în primele zile de școală, în sarafan și cu bluză neagră, pentru că se însurase John Bon Jovi. Așa. Asta este copilul din mine, așa am înțeles eu adolescența. E drept că plimbam o casetă înregistrată și re-registrată din mână în mână, aveam idoli, aveam oameni pe care îi urmăream cât puteam să-i urmărim noi în lipsa internetului și altor căi de comunicare. Aveam tăieturi din reviste și din ziare pe care le lipeam pe pagini și le plimbam din mână în mână. Aveam alte preocupări, dar nu eram diferiți fundamental. Pericolul acum este însingurarea, pericolul acum este online-ul, care de multe ori este cel care sufocă personalitatea. Pericolul
vine de la faptul că ei sunt împreună, dar niciodată unii lângă ceilalți. Sunt împreună pe WhatsApp, sunt împreună pe Messenger. Ei sunt la petreceri, dacă vă uitați. Unii copii se duc la petreceri și stau cu telefoanele și scriu mesaje de la 2 metri la 3 metri. E mai greu să fii părinte în epoca asta? Nu știu dacă e mai greu. E mai complicat să-i arăți că nu e aia cea mai bună soluție. Nu poți să spui că e rea. Pentru că dacă îi spui că e rea, nu ești o mamă cool, nu ești cum trebuie. Ești depășită. Trebuie să-i spui că există și alte soluții și să le încercați pe toate celelalte până când ajungeți la una care să-i convină. Nu e mai complicat. Este complet diferit. Copiii sunt extrem de deștepți, extrem de inteligenți. Se prind până când ai formulat tu ce vrei să spui. Sigur. Ei deja știu. Da, au întâlnit, da, și teama mea cea mai mare este că s-ar putea într-o zi să nu mai fiu prietena ei. Și care e lucrul cel mai important pe care l-ai învățat de la Teodora în ultima vreme? Cel mai important lucru, să respect ziua de duminică. Nu facem teme duminica, punct. Să mâncăm înghețată oricând și să râdem la orice prostie. Sigur, ea e fană de seriale de vârsta ei, de Friends. Se uită cu plăcere la un serial și găsim tot timpul ceva în prietenia aia superficială, americanească. Găsim tot timpul câte ceva. Acolo un scenarist a muncit mult să spună câte un lucru inteligent. Ne străduim să rămânem în fiecare seară cu ceva care ne-a impresionat în ziua aia. Uneori sunt prostii, dar sunt pentru noi importante. Îți mulțumesc tare mult, Liana. Știu că a fost o zi grea și eu sunt convinsă că poveștile tale au ajuns acolo unde trebuie. Succes cu noua emisiune și te așteptăm cu mare drag și în platou să povestim de ce înseamnă să fii mamă de adolescent în 2019. Mă mulțumesc și eu din suflet. E greu, dar e atât de frumos. Seară frumoasă. La fel. Și revenim la mama de adolescent din 2019, la părintele de adolescent din 2019, care, iată, e complicat, dar e atât de frumos. De ce o fi atât de frumos? Este o mamă înțeleaptă, pentru că toate principiile pe care le-a enunțat sunt niște principii foarte sănătoase de relaționare cu adolescentul. Este frumos pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, și noi avem ce învăța de la copiii noștri acum și putem să fim alături de ei, să fim cu ei. Avem foarte, foarte multă informație la dispoziție și noi ca părinți să citim, să învățăm, să înțelegem, pentru că adolescenții nu vor să fie așa. Ei astăzi plâng, mâine sunt euforici, poi mâine sunt depresivi și așa mai departe, pentru că, din punct de vedere fiziologic, doamna doctor știe, hormonal se dă o luptă teribilă acolo. Deci sunt niște dezechilibri hormonale fantastice. Nu e o vârstă ușoară, cum să recunoaștem deloc, că nu e o vârstă deloc, deloc ușoară. Iar din punct de vedere psihic, ei își caută identitatea. Și dacă tu ca părinte vii și îi spui, nu e bine ce ai făcut, ok, deci nu sunt adultul pe care mi-l doresc să fiu și atunci nu mai vreau cu tine, mama, și mă duc la gașca din colț, care îmi spune că da, e ok ce ai făcut, e minunat. Sim. Chiar dacă nu e bine. Bun, și pentru că am discutat despre profesori cool sau mai puțin cool pe care avem în sistemul de învățământ și care ați avut de-a face în diverse ocazii, în această seară ne antrenăm pentru viață cu o profesoară cool, pentru că am spus că e foarte bine să aducem în fața dumneavoastră cele mai bune și cele mai frumoase exemple. Așa că alături de noi este doamna profesor din Germania, Eleonora Casalichi Bratu, de la Școala Europeană din München. Bună seara și vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Bună seara de la München, cu mare drag. O să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți profesor pentru o generație de copii care, iată, este atât de prezentă, de liberă, de informată, de agitată. Foarte sincer, deci am predat 22 de ani în România, nu pot să spun că este o diferență. Adică copiii sunt aceia. Sigur, condițiile externe pot fi exterioare, pot fi diferite, dar ei sunt aceiași. Sigur, provocările lumii actuale sunt mult mai mari și această presiune a lumii virtuale este din ce în ce mai puternică, pe de o parte,
Pe de altă parte, părerea mea, dacă îmi permiteți, copiilor din ziua de azi le lipsesc modelele reale, modelele din viața reală, și atunci le caută în altă parte. Modele, în primul rând, în viața socială, în viața politică în România sau peste tot avem modele sau non-modele, să spunem. Deci, da, cred că asta ar fi diferența. Știu că foarte mulți dintre elevii dumneavoastră v-au spus că uneori le e mult mai ușor să vorbească cu dumneavoastră decât cu părinților. Ce sentiment este pentru un profesor? E, în primul rând, o formă de respect de ambele părți. Adică copiii simt, pot simula în viață orice, pot simula inteligența, pot simula profesionalismul, iubirea nu pot simula. Și ei simt că sunt iubiți și că tot ce vine din partea profesorului vine din dragoste. Nu pot să spun că nu au această dragoste de la părinți, dar de multe ori părinții reacționează, să spunem, mai panicați la anumite probleme ale lor, pentru că mulți dintre ei se izbesc pentru prima dată de aceste probleme. Ori noi, ca profesori, am văzut atâtea generații, atâtea situații, și atunci privim lucrurile mai cu calm. Stai să vedem despre ce e vorba. Și atunci, e o detașare binevenită, de fapt. Sigur că da. Exact așa cum mai nou lumea merge mai relaxată la psiholog decât, eu știu, vorbește cu cei foarte apropiați. Deci cred că e o problemă care depinde de ambele părți. Adică copiii simt și sunt niște seismografe extrem de sensibile. Și atunci, sigur, eu având privilegiul să lucrez cu copii puțini, avem o clasă de limbă română pe care am încercat să o amenajez așa ca acasă, să se simtă cumva acasă. Și atunci ei acolo vin ca acasă. Dar faceți un lucru extraordinar, pentru că e important să le spunem celor de acasă, că aveți practic grijă de comunitatea copiilor, adolescenților români din München, și că îi adunați în acest mediu pe care dumneavoastră îl numiți acasă și îi țineți aproape de ceea ce înseamnă mentalitate românească, simțire românească. Cât de important e și pentru ei și pentru dumneavoastră să țineți caldă apropierea aceasta de România? Deci gândiți-vă că pe mulți din acești copii cunosc de la grădiniță, pentru că ei sunt în clase de limbă germană de la grădiniță până la bacalaureat, dar limba întâi, deci e limba maternă. Și atunci au dreptul cei mici o jumătate de oră, cu cât cresc câte o oră de limbă maternă pe zi, iar bacalaureatul îl dau la fel ca elevii din România la limba și literatura română. Deci îi știu de mici și atunci este normal că se creează o cu totul și cu totul altă relație din partea lor și din partea mea. Deci când îți începi ziua cu cei mici de la grădiniță, deci ți-au înseninat ziua. No, profesor, aveți o experiență vastă, zeci de ani de predare, de contact cu tineri de tot felul. Dacă ar fi să dați un sfat adolescenților, dar și părinților lor, care ar fi acesta? Adolescenților în general? Adolescenților în general, dar și părinților de adolescenți. Păi mă gândesc, în primul rând, și pentru părinți este foarte important să creeze această încredere bilaterală. Adică niciodată nu un părinte, după părerea mea, nu trebuie să vină cu lecții de morală sau. Deci trebuie să meargă spre copil cu înțelegere. Copilul se caută.
are nevoie de îndrumător. Și atunci părintele trebuie să aibă răbdare. E adevărat că lumea în care trăim este din ce în ce mai accelerată, mai stresantă, dar pentru copii e nevoie de momente de respiro și cred că mulți părinți greșesc când încercând să facă din copii tot ce se poate mai bun, îi supraîncarcă, îi înscriu la tot felul de activități, ori copiii au nevoie și de mediul de acasă, de momentele lor de liniște în care să coboare în ei și să, pe de o parte, și să comunice. Iar pentru profesori, cum să vă spun, întotdeauna am văzut profesorul ca un actor bun, adică știi rolul, dar dacă tu nu arzi acolo în fața lui, copilul nu intră în vibrație și atunci asta este extrem de important pentru ei. Mai întâi însetează-i și fă-i să-și dorească ceva și apoi îndrumă-i încet, încet spre drumul lor, spre destinul lor. Doamna profesor, vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și sper să rămâneți sursă de inspirație cât mai multe generații de elevi de acum încolo. Cu mult drag vă mai așteptăm aici la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Noi continuăm să ne antrenăm în platou și doamna profesor ne-a ridicat cumva mingea la filou, pentru că asta era și discuția pe care o aveam înainte să avem această convorbire telefonică. Activitățile, after school, tot felul de cursuri, tot felul de chestii pe care îi târâm de multe ori la propriu pe copiii noștri, ce facem cu ele, cât de binevenite sunt de fapt în rutina zilnică. Despre asta vorbeam și aseară cu o prietenă și îmi spunea că dacă nu menții ritmul acesta, ajungi să fii depășit de ceilalți și copilul se simte cumva, ajunge în clasa a cincea, prietenul la un nivel superior față de la engleză, la franceză, la spaniolă, eu mai știu câte limbi trebuie să învețe până în clasa a cincea. Toate trebuie să le facă acum și aici. Nu avem timp în 12 ani de școală să le învățăm etapizat, nu, acum balet, muzică, toate activitățile astea extracurriculare, pentru ca să avem un copil pregătit. Dar, nu știu, copilașul acela, normal că nu cred că poate să-și exprime din start, îi place, nu-i place. Dar odată, de două, de trei ori după ce merge la activitatea aceea, poți să înțelegi până și tu, ca părinte, exact, dacă e sau nu înzestrat calități potrivite. Și cred că cel mai, nu știu, pentru un părinte, rolul atunci, în acel moment, este să îl facă cumva să înțeleagă la ce talente are el, la ce este bun. Nu este bun la not, hai să nu-l forțăm. Nu este bun acolo, vede, undeva trebuie să fie, pentru că ajungi la un moment dat să auzi de la copii, eu nu sunt bun de nimic. De ce nu ești bun de nimic? Pentru că așa mi-au spus părinții mei. Credeți că un străin poate să dărâme o etichetare făcută de părinți? Niciodată. Pentru că eu observ la mine, după ce merg la ei la clase, în cazul meu, ei merg, unii dintre ei merg și povestesc acasă tot. Și prietene de ale mele care m-au trimis la clasele respective îmi spun, măi, a venit și a povestit tot. Eu știu tot ce ai vorbit 2 ore, absolut tot, cu lux de amănunte. Alți copii vor, încearcă, deci ce încearcă ei? Validarea informațiilor oferite de un străin de către părinții lor. Mami, a fost un doctor, mami, a fost un doctor psiholog la noi. Uite ce ne-a spus. Ce crezi tu, mami? El ar vrea să deschidă subiectul. Sau tati, uite asta și asta. Asta s-a întâmplat ceva extraordinar la școală. Când ai timp? Că tu nu mai ai timp să vorbești cu... Văd la noi la medici, pleci dimineața, viseara, lucrezi în 2-3 locuri ca să poți să asiguri o continuitate financiară a familiei. Și atunci seara, la patul copilului, eu, dacă m-ați întreba, cel mai bun sfat pe care l-aș da unei familii, unor părinți, seara, oricât de obosit ești, stai și ascultă un fel de nu spovedanie, un fel de debriefing ăsta al copilului. Lasă să spună cu ce te-am jignit eu astăzi, cu ce te-au jignit alții, ce crezi că ai făcut bun astăzi, ce crezi că ai făcut rău, ai fost cumva supărat de cineva. Hai să vedem, Sana, că nu lăsa să adoarmă cu toate alea pe suflet, pentru că
la un moment dat se adună, azi, mâine, poi mâine, în capul lui este un amalgam, nu mai știe singur pe ce drum să apuce și se pomenește că e pe un drum greșit și tu îi spui, ești pe un drum greșit, dar tu ai fost lângă el când el a început să o ia pe o cărare greșită. Cum instituim, cu ghilimele de rigoare, acest gen de rutină acasă la noi? Chiar asta fac și eu cu părinții care vin la mine în cabinet pentru probleme cu copiii, le spun să instituie un ritual în fiecare seară în care 5 minute, 10, 20 de minute să stea de vorbă cu ei. Și vreau să specific acum că se lucrează la un alt proiect care se numește De vorbă cu adolescentul meu și în care se va crea un ghid pentru părinți în care să învețe exact aceste lucruri. Ce să facă, cum să facă cu copiilor, în special în perioada de adolescență, dar pornind de la diferite etape ale vieții. Acest ghid va fi gratuit, va fi peste tot cine dorește să-l ia și în felul ăsta ar fi un pas. Aș putea spune că poate să-i ajute. Un alt pas ar fi cu psihologii școlari care au o anumită pregătire. Și aici ajungem la o problemă pe care doamna a semnalat-o chiar de la începutul emisiunii, faptul că școli întregi cu sute mii de elevi au câteodată un singur psiholog care și acela are program fragmentat da, și e doar câteva zile pe săptămână în școală. E, aici cum rezolvă această problemă a sistemului? În București stăm mai bine. Sunt multe școli care au psihologi și chiar mai mulți și copiii pot să aibă acces, dar putem să facem acest lucru în toată țara cumva și, nu știu, să instruim psihologii, să discutăm în școli, pentru că eu cred că putem porni de acolo de jos, nu de sus, nu să se dea directive, să fie, ci mergând, vorbind, instruind în școlile din țară. Și cred că un pic, aș mai adăuga și un pic de credință pentru profesie, pentru că cred că e extrem de important, avându-vă în fața mea, îmi dau seama cât de important e de fapt să crezi în acești copii și categoric. Să le acorzi șanse pe bune categoric. Și nu doar să te duci să, doar așa. Să intri în clasă și să semnezi condica. Doamnelor, să știți că mai avem mai puțin de 5 minute și această emisiune se încheie, așa că voi profita de acest final de emisie ca să vă rog să dăm cele mai bune sfaturi, așa fiecare dintre noastră, atât pentru adolescenți, cât și pentru părinți, ca să rămână așa o pastilă de antrenament după această emisiune. O pastilă de final, așa, da, un medicament de final din partea unui medic. Da, cred că nu are ieșit din emisiune că arătăm cu degetul spre cineva, ci... Sper că nu. Nu, da, pentru că eu cel puțin în 12 ani am încercat să ajut și să ajut dirigintele și să ajut părinții. Unde mi s-a solicitat ajutorul am fost, fără să arăt cu degetul. Adică am încercat să suplimentez niște lacune. Ca om, nu poți să faci singur lucrul ăsta. Au fost echipe voluntare, au renunțat, au plecat mai departe. Însă lacunele astea au rămas și n-ai cum să te multiplici, n-ai cum să te clonezi. Va trebui găsit o soluție și chiar mă bucură ce am auzit de la doamna psiholog. Cel puțin în alte orașe nu cred că am auzit așa ceva, dar fiecare local se reorganizează. Pe ce aș vrea eu să insist... Deci meseria, repet, meseria de părinte nu se învață. Este cea mai grea meserie din lume, dacă o poți să te numi meserie. Eu cred că este un dar ca să fii părinte. Dacă Dumnezeu nu a îngăduit unora să fie părinți, știe de ce nu a îngăduit. Dar atunci când ai un copil, nu-l faci pentru lume, nu-l faci pentru societate, nu-l faci ca să-ți împlinești niște vise neîmplinite ale tale, ci îl faci pentru tine, este un dar de undeva de sus, de la Dumnezeu, acest copil, ca să te învețe pe tine să fii mai bun. Copilul acela care a venit în viața ta are un rol imens, să te schimbe pe tine. Iar dacă tu nu înțelegi lecția, e vina ta, nu a copilului. Pentru că sunt atâtea tragedii, aud de la copii mici, mama, te rog, nu mai țipa. Eu înțeleg, chiar dacă sunt mic, am înțeles tot ce ai spus. În momentul când țipi la un copil, că reluăm violența fizică, verbală, înseamnă că sufletul tău e departe de copilul tău. Dacă tu cobori tonul și vorbești cu o anumită tonalitate, copilul simte iubirea, exact cum a zis doamna profesoară din Germania. Sunt atât de sensibili, sunt niște seismografice extraordinar de sensibile.
Deci te simte imediat, n-ai cum să minți, n-ai cum să mergi la stânga sau la dreapta și să încerci să faci niște șiretlicuri, pentru că sunt foarte inteligenți, cum a zis doamna Liana Stanciu. Deci intervențiile au fost extraordinare, că sunt în asentimentul meu. Tot ce au spus aceste doamne, copiii ăștia din generația asta sunt foarte inteligenți. Deci până spui tu, îți formulezi tu întrebarea, știe deja răspunsul. N-ai cum să-l păcălești. Na, el pe tine da, dar tu pe el nu. Și cred că dacă sunt ajutați, nu, n-au cum să rătăcească. Au nevoie de o luminiță. Pentru părinți aș spune așa, să le spună copiilor în fiecare zi că îi iubesc, să îi îmbrățișeze în fiecare zi măcar 2 minute, le asigură și vitamina D și le crește și sistemul imunitar, să îi înțeleagă și să-i lasă să-și trăiască viața lor de la un anumit moment. Pentru adolescenți să înțeleagă că și părinții au și ei nevoie uneori de încurajare, de susținere și de tot ceea ce poate să dea un adolescent. Și foarte pe scurt, pe ultima sută de metri, răspunsuri foarte scurte la întrebările copiilor, ca să terminăm în cheia lor. Ce puteți să-mi spuneți despre autocunoaștere? Asta trebuie să spună un psiholog. În primul rând, întrebarea lor, a spus doamna psiholog mai devreme, cine sunt eu? Eu nu știu cine sunt. Ca și sunt copilul tău, dacă sunt copilul tău, de ce vorbești tu așa urât cu mine? De ce mă etichetezi? Înțelegeți? El nu știe, în clasa a 5-a, hai să zicem că nu știe cine. Dar ajungi la liceu, tu tot nu știi cine ești. N-am mai vorbit de partea cu valorile naționale și românii plecați dincolo. Asta iată un bilet al unui dintre copii care vorbește despre acceptarea grupului și despre acceptarea societății, cum să faci față presiunii grupului, cum să astupi pentru tine vocea lumii, cum să te mulțumești cu tine însuși, să nu cauți aprecieri de la alții, cum să înveți să fii indiferent la spusele lumii, cum trebuie să fii ca să-ți îndeplinești visul, de ce pretindem că totul este ok și ascunzi ceea ce simți sau crezi cu adevărat. Asta este pe un singur bilet. Da, vă rog. În primul rând, să spui grupului că eu sunt mai deosebit. Dacă voi fumați și eu nu fumez, înseamnă că eu sunt acela deosebit. Să înveți să vorbești concret și clar și să spui ceea ce te deranjează, bineînțeles, într-o manieră frumoasă și fără violență, și integrarea nu va fi atât de dificilă pe cât pare. Vă mulțumesc tare mult și îmi pare bine că terminăm așa într-o concluzie optimistă și, într-adevăr, sper să nu fi luat, cum să spun, partea nimănui, ca această discuție să fi fost una cât se poate de echilibrată, pentru că, până la urmă, cu toții ne dorim să ne antrenăm, să devenim cei mai buni părinți, cei mai buni psihologi, cei mai buni sfătuitori, pentru că e important pentru noi toți, până la urmă, ca virgulă comunitate și ca societate să fim așa cum trebuie. Le mulțumim și sponsorilor care fac posibil această emisiune, Hofigal, Dermavital și clinicile Dr. Leahu. Vă așteptăm și mâine cu alte subiecte interesante. Să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere de aici, de la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Emisiunea Un Doctor pentru Dumneavoastră este susținută de Hofigal, Dermavital, clinicile Dr. Leahu. Destinul, inima ta bate românește. Din 1995, cu TVR Internațional, ești acasă oricât ai fi de departe. Te conectăm cu specialiști de top care îți oferă cele mai bune sfaturi pentru sănătate. Te ajută să găsești soluții la probleme complicate și îți arată de ce merită să investești în România.
pledăm pentru drepturile tale constituționale și vrem să-ți cunoaștem realizările. Îți dăruim tot ce avem mai bun ca să te mândrești că ești român. Ne pasă de viitorul copiilor tăi și îți suntem alături în lupta pentru identitate, fie că ne despart mări și țări sau doar o graniță. Pentru că îți înțelegem dorul și vrem să-ți fim aproape, îți aducem cele mai importante informații. De la primele ore ale dimineții, de pe ambele maluri ale Prutului, până la ultimele zvâcnire ale zilei. Împreună păstrăm vie tradiția, transmisă din generație în generație, și savurăm sarea în bucate. Iubim neîncetat România și oamenii ei și vrem să cunoaștem țara mai bine. Îi apreciem valorile și respectăm cultura. Îi cinstim martirii și aplaudăm actorii din generația de aur. Din 1995, cu TVR Internațional, ești acasă, oricât ai fi de departe. Bună seara și bun găsit la săptămânala întâlnire cu avocatul dumneavoastră. Avem un telespectator din Franța, Statele Unite ale Americii, în Germania, în Canada, Australia, în Irlanda. Judecător, într-adevăr, vă procură în consulat, că da, persoană din România. E dreptul dumneavoastră, așa că trebuie să vă apărați dreptul. Vă mulțumesc pentru atenția și încrederea pe care o acordați. Abordăm subiecte de interes național cu miniștri, europarlamentari, ambasadori, investitori, cercetători din țară și din străinătate. Jurnaliștii din echipa mea au realizat mii de reportaje în care am promovat mediul de afaceri. Vă demonstrăm că merită să investiți în România prin poveștile a peste 2000 de companii de succes. Chiar în direct am pus bazele unor afaceri și am câștigat încrederea dumneavoastră. Continuăm să construim pentru România la TVR Internațional. Articolul 7, Constituția României. Articolul 7, TVR Internațional. Emisiunea care vă susține să vă faceți vocea auzită, să vă cunoașteți drepturile. Român de aproape și român de departe, oriunde vă aflați, nu uitați. Și voi sunteți România. Avem nevoie de dumneavoastră. Sunt Mihaela Crăciun și vă aștept la articolul 7 la TVR Internațional. Lumea întreagă e o clipă suspendată. Prea mult. Sau poate prea puțin. Mii de momente din mii de luni și tu, zi după zi, în zgomotul lumii, privește la cei care te schimbă. Trăiește clipa. Prezentul e un dar. Tudor vă prezintă Telejurnalul. Bună seara, doamnelor și domnilor, urmăriți principalul telejurnal al zilei. Timișoara se trezea la viață. Acum fix 30 de ani, revolta oamenilor ținuți în tăcere de regimul comunist pornea de la o nedreptate ce urma să-i se facă pastorului Laszlo Tökés. Ce a urmat a dus la căderea regimului. Intrăm în detalii imediat. Vedem pentru început titlurile ediției. 13 inculpați în dosarul tragediei din colectiv au aflat prima sentință, închisoare cu executare de până la 13 ani și amenzi de peste 60 de milioane de euro. Guvernul se pregătește pentru o premieră, angajarea răspunderii în Parlament pentru bugetul de stat. Timpul scurt și susținerea politică fragilă sunt argumentele, dar PSD va sesiza din nou CCR.
O fetiță de 8 ani, elevă la o școală de nevăzători, a căzut peste balustrada internatului și a murit. Pedagogul unității plecase să le aducă o gustare copiilor. Instanța s-a pronunțat astăzi în dosarul celei mai mari tragedii din România ultimelor decenii. Este prima decizie la 4 ani de la incendiul din colectiv. 13 inculpați sunt trimiși la închisoare cu executare, care variază de la 3 la aproape 13 ani. Cea mai mare pedeapsă este pentru administratorul firmei de artificii. Amenzile calculate de judecători sunt uriașe, de peste 60 de milioane de euro. Un al doilea dosar este în lucru, cel care vizează operațiunile de salvare și îngrijirea răniților. Judecătorii au pronunțat pedepse cu închisoare apropiate de maximul permis de lege. Patronii clubului, de exemplu, au primit câte 11 ani și 8 luni. Noi ne considerăm și eu și colegii mei nevinovați. Nu noi am organizat concertul, nu noi ne-am verificat și ne-am dat autorizații de funcționare, am fost verificați și autorizați de către instituțiile statului. Sper că în anul ce vine adevărul să iasă la suprafață. Cei patru angajați ai primăriei sectorului 4 au primit pedepse de 8 ani și 6 luni, fostul primar Cristian Popescu Piedone, și 8, 7 și respectiv 3 ani funcționarele. Pentru domnul Piedone mi se pare că a primit mult mai puțin decât ar fi meritat și decât s-a cerut. Pentru că până la urmă semnăm ca primarul, stăm și la pușcărie ca primarul. Pompierii au primit amândoi pedepse de câte 9 ani și 2 luni de închisoare. Cea mai mare pedeapsă a primit-o patroana firmei de artificii, 12 ani și 8 luni de închisoare. Doi artificieri au și ei pedepse de 9 ani și 8 luni, respectiv 10 ani. Despăgubirile date de judecători sunt și ele uriașe, peste 60 de milioane de euro. Le-au primit supraviețuitorii, rudele celor morți la colectiv, dar și spitalele și Ministerul Apărării Naționale. Trebuie plătite de toți cei 13 inculpați, plus ISU și primăria sectorului 4. Lucrurile sunt destul de superficial tratate. Să nu uităm că mandatul judecătorului expira în ianuarie, trebuia, dacă dosarul nu s-ar fi închis mai repede, o luam de la capăt. În partea de civil nu s-au luat în calcul chiar toate probele medicale, expertize, contraexpertize. Judecătorul nu a mai acceptat nimic. Supraviețuitorii și rudele celor morți așteaptă însă să ajungă în instanță și un al doilea dosar legat de colectiv, cel care vizează operațiunile de salvare și spitalizarea, dar și modul în care au fost transportate victime în străinătate. Ancheta este încă la început, dar în dosar sunt implicați Gabriel Oprea, fost ministru de interne, Raed Arafat, șef de SU, și Nicolae Bănicioiu, fost ministru al sănătății. Așteptăm cel de-al doilea dosar în care să dea explicații fostul ministru al sănătății, să dea explicații Raed Arafat și toți cei care au luat atunci decizii care au dus la moartea copiilor noștri. Alexandru a ieșit pe picioarele lui din club, a ajuns pe picioarele lui la salvare, a ajuns conștient la spital. Din acel moment a început dezastru. Dezastrul din colectiv a avut loc pe 31 octombrie 2015. 64 de oameni au murit în incendiu sau în spitalele românești ori din străinătate. Un tânăr supraviețuitor s-a sinucis la aproape 2 ani de la tragedie. Tragedia din colectiv a adus la demonstrații masive în București și în țară, care au provocat căderea guvernului condus de Victor Ponta. Imediat după, autoritățile au început să verifice autorizațiile cluburilor, restaurantelor și școlilor din România și să modifice legislația. Nimeni nu poate spune însă cu certitudine dacă a fost doar o operațiune de imagine sau chiar a fost o reformă serioasă. Timișoara dădea semnalul acum 3 decenii că este vremea ca și România să fie o țară liberă. Revolta oamenilor pornea de la o nedreptate ce urma să-i se facă pastorului Laszlo Tökés. În memoria primilor români care au murit în 89, s-a organizat astăzi toată ziua evenimente în orașul Martir. Este acolo și președintele Klaus Iohannis. Colega mea, Ana Maria Chevereșan, de la TVR Timișoara, le-a urmărit. Ana Maria, bună seara! Bună seara, bun găsit tuturor! Ne aflăm acum în Piața Victoriei din Timișoara. În spatele meu este o cruce formată din candele aprinse. Sunt candelele nemuririi. Este un moment prin care an de an timișorenii aduc un omagiu eroilor care au murit în decembrie 89. Ei bine, astăzi la acest moment a participat și președintele României, Klaus Iohannis. Una dintre sutele de candele a fost aprinsă chiar de el și așezată aici jos, pe caldarâmul din Piața Operei. Înainte de acest moment, președintele a participat
participat la ceremonia depunerii unei coroane de flori la monumentul eroilor Revoluției de la Timișoara, iar mai apoi a luat parte și la slujba de pomenire a eroilor desfășurată la Catedrala Mitropolitană și oficiată de Înalt Preasfinția sa Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului. În acest moment, pe scena Operei Naționale de la Timișoara are loc spectacolul Revolta, un spectacol inspirat din ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani la Timișoara, și participă și președintele Klaus Iohannis, se află acum în public. Înaintea acestui moment însă, președintele a susținut și o alocuțiune de pe scena Operei Române, s-a adresat și celor prezenți aici în piață, pentru că a fost transmisă în direct și au fost prezenți sute de timișoreni. Spunea președintele Klaus Iohannis: Timișoara este kilometrul zero al democrației, aici a fost pusă borna libertății din România. Și mai adăuga președintele Klaus Iohannis: cea mai mare dezonoare a acestor 30 de ani de libertate a fost aceea că nu s-a reușit pedepsirea vinovaților pentru sângele vărsat. Un adânc sentiment de rușine profundă mă copleșește. La 30 de ani de la Revoluție, cu câteva excepții, călăii acelor zile se plimbă încă liberi. Adevărul cu privire la acele zile care au schimbat cursul istoriei trebuie elucidat. Această datorie neîmplinită a justiției din România trebuie reparată pentru victime, dar și pentru a restaura în întregime demnitatea unei națiuni care, în sfârșit, și-a recuperat astfel integral momentul fondator al democrației sale. Vă spuneam, sfârșitul regimului a început pașnic ca o manifestație de susținere a pastorului reformat Laszlo Tőkés. În câteva ore s-a transformat într-o adevărată revoltă socială pe care nici miliția, nici armata nu au putut-o opri. Era 15 decembrie când enoriașii pastorului reformat Laszlo Tőkés se adunau în centrul orașului Timișoara. Scopul era unul singur, să împiedice evacuarea pastorului.